Pentru ceea ce avem aici, durata de construcție, faza care se desfășoară în cadrul uzinării noastre, undeva la două luni și jumătate, și mai avem încă o fază care se desfășoară pe terenul beneficiarului, care durează aproximativ o săptămână. Și într-o săptămână intrând montajul și retușurile la finisaj care sunt necesare pentru a putea fi predată la cheie. Este o casă ușoară, este o casă cu izolații termice și fonice de excepție, este o casă care este aproape indestructibilă la cutremur. Deci când spun aproape indestructibilă, înseamnă că până la punctul la care, prin amplitudinea cutremurului, solul își păstrează proprietățile și nu devine plastic, să se plastifieze, practic construcția rămâne în continuare în picioare și vă protejează. Sistemul este în funcție de complexitate. Deci ce avem aici e un sistem care avem aproximativ 60 de senzori implicați în sistem, cu centrala numărul 2 a sistemului, deci centrala care este mai mare decât cea inițială, undeva în jurul la 5.000 de euro fără TVA. Și intrăm în meniul principal, da? În care avem toate componentele de arhitectură ale sistemului. Putem să intrăm pe o componentă dacă urmărim ceva, adică dacă, de exemplu, am primit o alarmă, vom putea intra pe alarme ca să vedem de pe ce cameră este alarma respectivă. Dacă alarma este una care generează și alarmă pe sirenă, atunci ea va fi deja pe monitor, o vom găsi pe monitor împreună cu tastatura pentru codul de dezactivare. Se secționează casa pe diferitele utilități, este holul de la intrare, living-ul, dormitorul matrimonial, baia matrimonială, dormitorul de oaspeți, holul de la dormitorul de oaspeți, baia de oaspeți, bucătăria și exterioarele. Deci sunt principalele lucruri care le avem pe această casă și mai avem o zonă de echipamente tehnice. În zona de echipamente tehnice urmărim funcționările pe pompele de circulație și pe electrovana de apă. Electrovana de apă este un dispozitiv deosebit de util în sistem. Sistemul are 3 senzori de inundație. Să vă fac demonstrația cu cea mai apropiată sursă de lângă noi, este tot lampa de la masă. În momentul în care am apăsat pe bec, ea a pornit, ea pornește la o intensitate pe care o predefinesc sau pot să măresc intensitatea pe zona respectivă. Pentru partea de bandă LED introdusă în scafă, avem odată un reglaj pe care îl putem face așa cum ne dorim, pe zona de culori. Putem de asemenea să modificăm contrastul pe intensitatea luminoasă. Putem să stabilim scenarii pentru aceasta și le vom găsi pe scenarii aici sub formă de listă. Deci aici am un scenariu care pot să mă duc pe el și în momentul în care m-am dus pe scenariu, ea intră pe lumina din scenariul respectiv. Există și scenarii dinamice, deci aia a fost lista cu scenariile, să le zicem, statice, și există și posibilitatea să vă organizați un scenariu dinamic, în care banda de LED să execute anumite secvențe de intensitate diferită, de culoare diferită, care se repetă într-un anumit ciclu de timp.